aici, atâta figurii cunoscute mie și din viața publică și din manifestațiile populare și din atitudinile atât de bine conturate vis-a-vis de istoria noastră contemporană și fără doar și poate vis-a-vis de ce ne mai așteaptă în viața noastră de azi. Nu sunt deloc original, spunându-vă că toți filozofii lumii și oamenii inteligenți au spus că nu poți vorbi despre prezent și viitor fără să iei în considerație trecutul. Sigur, te vorbi de un trecut apropiat, deși 30 de ani, nu sunt de aici de colea. Suntem cu toții bătrâni cu 30 de ani. Unii dintre camarazii noștri, ca să le spun așa, nu mai există, nu mai sunt. Și totuși am simțit cu toții nevoia să reamintim societății din care facem parte ceea ce a fost valabil și necesar atunci. Atunci însemnând și 89 și înainte de 89, după cum veți vedea, dacă ați văzut, în imagine care sunt în această expoziție. Este vorba de ceea ce a fost mereu reproșat neamului nostru, că este vegetal și nu se mișcă, nu explodează când ar trebui. Și totuși a explodat și totuși a luat atitudine și a contribuit esențial la schimbarea unui regim atât de ticălos și ne pune astăzi în față în o situație, aș spune, neverosimilă vis-a-vis de idealurile pe care am trăit. Despre asta vreau să fac vorbire acum, pentru că gândim cu toții la fel, sunt convins că cei care sunt astăzi aici sunt partizanii acelorași idei. Eu vă mulțumesc că Teatrul Național a fost deschis și va fi mereu pentru asemenea evenimente. Au mai fost și altele. Vă reamintesc expoziția organizată de CNSAS, cât a fost expresivă și importantă. Vă mulțumesc, vă rog pe doamna Ana Blandiana să preia microfonul.